Este o zi tristă pentru noi toți, va rămâne în memoria noastră întotdeauna, ne vom aminti mereu de cel care a fost Iani Mitracu. Câțiva reprezentanți ai mișcării fotbalistice din județul Alba doresc să aducă un ultim omagiu celui care a fost Iani Mitracu, Gianfranco Fracaroli.
rugăm pe iubitorii fotbalului, prezența astăzi de aici, să vină și specială vedere de la cel care a fost chiar din drag. Un om adevărat, fotbalist adevărat, polițist foarte bun, un om care a făcut cinste acestei comunități, o persoană deosebită. Dumnezeu să vă odihnească! Invităm și pe cei din tribună, vă rog din partea dreaptă, prin zona din zonă, invităm din tribună pe partea cealaltă. Vă așteptăm! Thank you.
Nu am nicio poză, îmi spun și la asta, chipul lui mort.
să fie clar. Nu? Și o zi și eta. Deci nici o poză puse pe vreun site sau ceva cu el. Vă rog frumos să le spuneți, dar nu așa o zi și eta. Îi spune-le tu, că am venit la tine, că... Nu? Și la Renegar și să nu pună cumva poză cu el. Ce cu obicei nu se pune? Nu te zic, să nu-l prindă, vă rog. Nu, eu am să zic ție, să spui la tot. Pe site-ul ăsta să nu pune ceva filmat. O știu că așa e. Da, nu stai de liniștit, dar... Cu respectul, vă rog, dacă sunteți drăguți să urcăm din nou în tribună pentru ceremonialul de închidere, îl vom pune din nou pe Iani în mașină și îl vom duce la capelă la ora 13:30, are loc în mormântarea. Vă așteptăm să treacă toată lumea să veniți acolo. După aceea, la Omana va avea loc la sala Traian, de lângă cimitirul Maier. Deci să mergeți tribună să putem aplauda din nou pe Iani.
Gani, Ivi, Dracu!